Bună dimineața, dragi prezentați apreții. Sunteți gata? Dacă da, atunci să începem. Dragi concetățeni, în ultima perioadă de timp, clasa politică, dar și întreaga societate, și-au expus îngrijorarea față de cetățenii noștri care locuiesc peste hotare. În cadrul acestor îngrijorări sau discuții despre soarta cetățenilor noștri de peste hotare, s-a discutat foarte mult și tot ce este legat de procesul electoral. Pe noi ne așteaptă pe 1 noiembrie primul tur a alegerilor prezidențiale și în două săptămâni cel de-al doilea tur. Ultimii ani sau ultimele experiențe electorale arată că atunci când vorbim despre votul din diasporă sau organizarea alegerilor peste hotare ale țării, ne confruntăm cu o aglomerație deosebită la secțiile de vot, ne confruntăm cu faptul că foarte mulți cetățeni ai Republicii Moldova care locuiesc peste hotarele țării nu reușesc să voteze în ziua votului. Din mai multe motive. Orică secțiile de vot sunt puține, la număr, orică ele sunt amplasate în locații sau în localități care presupun o anumită distanță față de locul de locuință sau de domiciliu a concetățenilor noștri. Sau au fost cazuri când nu ajungeau buletinii de vot. Experiența altor state și în mod special a României arată că atunci când se organizează bine alegerile de peste hotare, și rezultatele sunt diferite sau pot fi diferite. În aceste condiții în care noi trăim astăzi, și anume legate de pandemie, se impun alte reguli sau altfel de reguli pentru procesul de vot. Și inclusiv pentru procesul de vot de peste hotare. Iată de ce. Ideea desfășurării alegerilor sau ziua votului pe parcursul a câtorva zile sau cel puțin două zile, sâmbătă și duminică, este o idee care a fost discutată foarte mult atât în societate cât și între politicieni. Și partidele parlamentare și partidele extraparlamentare și experți și societatea civilă și recomandările inclusiv a organizațiilor internaționale la care facem parte și care ținem de recomandările lor, cum ar fi Comisia de la Veneția, au vorbit într-una, în ultimii ani de zile, despre desfășurarea mai bună a alegerilor în diasporă sau peste hotare. Dacă în Republica Moldova, aici pe teritoriul țării, lucrurile încă mai sunt administrate bine, peste hotare întotdeauna cetățenii noștri care locuiesc în afara țării se confruntă cu probleme în ziua votului. Iată de ce. Echipa Pro-Moldova vine astăzi cu un proiect de lege în Parlamentul Republicii Moldova prin care propune modificarea și completarea codului electoral ca peste hotarele țării, în secțiile de vot deschise în afara țării, să se desfășoare alegerile pe parcursul a două zile, sâmbătă și duminică. Dacă tot vorbim despre grija față de cetățeni, mai ales în contextul pandemiei, când trebuie evitate aglomerația și cozile imense la secțiile de vot, dacă tot vorbim despre grija față de conaționalii noștri care locuiesc peste hotare și dacă tot vorbim despre alegerile, inclusiv prezidențiale, care urmează, cât de democratice, libere și corecte ar fi trebuit, atunci sunt sigur că toate fracțiunile parlamentare și toate partidele parlamentare, indiferent că sunt în opoziție sau sunt la guvernare, ar trebui să susțină un astfel de proiect de lege. E un proiect de lege recomandat de altfel această idee, așa cum am menționat, și de organizațiile internaționale. Experiența ultimilor ani
din alte state arată că organizarea alegerilor de peste hotare în câteva zile este o soluție. Am dat exemplul României, care, apropo, și pentru alegerile parlamentare din decembrie, cele care urmează, au decis ca votul de peste hotare să desfășoare pe parcursul a două zile. La fel stau lucrurile și în Cehia, în Estonia, în Canada și în alte state de referință. Mai ales în contextul pandemic. Iată de ce. Noi facem o astfel de propunere și încurajăm colegii din Parlamentul Republicii Moldova, atât din opoziție cât și de guvernare, să susțină acest proiect de lege. Și dacă tot vorbim despre alegerile parlamentare, cer scuze, despre alegerile prezidențiale în cazul de față, care urmează să se desfășoare la începutul lunii noiembrie, și luând în considerare contextul pandemiei în care noi toți ne aflăm și vedem că în fiecare zi sunt tot mai multe și mai multe cazuri, vedem că și candidații înscriși în cursa electorală se confruntă cu diverse obstacole, inclusiv din cauza pandemiei, în procesul de desfășurare a agitației electorale și a campaniei electorale, credem că este extrem de important ca să existe un dialog și o discuție aici, în Parlament, în cadrul unor audieri parlamentare, discuție pe marginea a tot ceea ce înseamnă organizarea procesului de vot și organizarea alegerilor pe 1 noiembrie. Ar fi bine ca aici, în plenul Parlamentului, să fie invitați reprezentanții Comisiei Electorale Centrale și reprezentanții Ministerului Sănătății și a Agenției Naționale pentru Sănătate Publică pentru a discuta în detaliu care sunt procedurile, măsurile și tot ceea ce se ia pentru ca alegerile care se vor desfășura la începutul lunii noiembrie să fie desfășurate în primul rând, luând în considerare securitatea cetățenilor, adică sănătatea cetățenilor, luând în considerare pandemia. Și, bineînțeles, și alte subiecte care sunt legate de procesul electoral, legate inclusiv de cum ar trebui să arate secțiile de vot, care este procedura de la intrare și până la ieșirea cetățeanului care urmează să voteze, vine cu pixul lui de acasă sau îi se dă o pixuri acolo, vor fi sau nu verificate temperatura la intrare și multe altele, inclusiv ce ține de votul celor care nu se pot deplasa la secțiile de vot. Am văzut mai recent că în unele state au fost organizate locuri în care cetățenii care trebuie să afle în autoizolare se deplasează cu mașina într-un anumit punct și votează din mașină. Așa numitul drive voting. Și el a fost introdus deja în câteva țări, anume pentru a evita infectarea, iar pe de altă parte de a asigura dreptul la vot. Noi vom face un demers, noi cei de la Promoldova vom face un demers pe care încurajăm și pe ceilalți colegi din Parlament să susțină, privind organizarea acestor audieri parlamentare aici, în Parlament. Și să discutăm cu cei responsabili de organizarea procesului electoral despre toate aceste detalii. Iar ce ține de inițiativa noastră legislativă de votul din diasporă de două zile, chiar dacă unii ar ieși acum și ar spune că nu mai poate fi organizate două zile de vot pentru alegerile prezidențiale care urmează într-o lună, să arate atunci curajul și intenția adevărată de grijă față de cetățenii noștri care se află peste hotare, să votăm acest proiect de lege care intră în vigoare la următoarele alegeri. Dacă vor fi alegerile parlamentare anticipate, să se aplice această modalitate de vot pe parcursul la două zile, sâmbătă și duminică, peste hotarele țării, la următoarele alegeri decât cele prezidențiale. Vrem să arătăm inclusiv acest proiect de lege și prin această inițiativă, că politicienilor cu adevărat le pasă și politicienii care fac promisiuni își respectă promisiunile. Foarte mult s-a vorbit despre grijă față de diasporă și față de cetățenii noștri care locuiesc peste hotare. Să le oferim atunci posibilitatea și șansa de a vota în condiții normale, mai ales luând în considerare pandemia.
Iar dacă, așa cum am spus, cineva ar zice că nu se mai pot aplica aceste reguli la actualele alegeri prezidențiale, nu e bai să aplicăm aceste reguli atunci pentru următoarele alegeri care vor fi, care nu ar fi ele. Vă mulțumesc foarte mult, vă doresc o zi bună în continuare, succese și ne vom revedea foarte curând. O zi bună!